Salutare și bine v-am găsit în Pisieria, eu sunt Mihail și astăzi vă arăt cum puteți da o nouă viață unui laptop cu ajutorul Chromium OS. Ce este Chromium OS? Chromium OS este un sistem de operare gratuit și open source care permite rularea de aplicații web și browsing pe internet cu ajutorul Chromium. Am putea spune că este browserul Chromium gândit ca sistem de operare și asta vine cu câteva avantaje. Avantajul principal este faptul că sistemul de operare nu este atât de complex și de încărcat cum e, de exemplu, Windows. Și al doilea avantaj este consumul mic de resurse. Chromium OS fiind la baza Chrome OS, un sistem de operare dezvoltat de cei de la Google pentru Chromebook-uri. Chromebook-uri care sunt niște laptopuri cu specificații modeste, Google nu permite downloadul Chrome OS cum permite downloadul Google Chrome. Și atunci trebuie să iei codul sursă al Chromium OS și să-l compilezi, dacă ai cunoștințe. Dacă nu, poți să iei unul dintre build-urile care sunt deja compilate pe internet, cum ar fi de exemplu Cloud Ready Linux sau Chromium OS de la Arnold the Best. Am ales Chromium OS de la Arnold the Best pentru că este Chromium OS în stare pură, este varianta vanilla, varianta stock, este practic codul sursă luat și compilat și este foarte, foarte ușor de instalat. O să vedeți imediat. Ca să-l descărcați, trebuie să mergeți pe primul link din descriere și acolo veți găsi linkul de download către build-urile de Chrome OS, dar și niște instrucțiuni minimale de punerea Chromium OS pe stick. Că tot vorbim de stick, vă trebuie un stick de 8 GB, numai mic, să n-aveți date pe el, pentru că atunci când veți pune Chromium OS pe stick, se va pierde tot. Hai să mergem pe pagina Arnold Bet să descărcăm și noi Chromium OS și programelul cu care vom scrie imaginea pe stick. Suntem pe pagina Arnold the Bets, aici este linkul de download, îl vedeți, și aici sunt instrucțiunile, fie pentru Linux, fie pentru Windows, revenim imediat la ele. Pe această pagină de download sunt 3 tipuri de build. Sunt build-urile daily, compilate zilnic, build-urile special, care au niște drivere în plus, și build-urile weekly, care sunt compilate săptămânal. Eu am avut ales între daily și weekly, eu mi-am luat un build daily, dar voi puteți să luați un build weekly. Teoretic, build-urile weekly ar trebui să fie mai stabile, dar nici build-ul daily pe care l-am luat eu ieri și cu care m-am jucat pe laptop n-a fost instabil, n-am avut nicio problemă. Haideți să mergem pe build-urile weekly și sunt teoretic 3 arhitecturi de build-uri de Chromium OS. Spun teoretic pentru că mai rămas doar 2. Există build-uri pe ARM, build-uri pe 64 de biți și build-uri pe 32 de biți. Build-urile pe 32 de biți nu mai sunt suportate, evident. Procesoare pe 32 de biți nu se mai produc din 2005, cred. Ca să vedem care este ultimul build pe 64 de biți, vedeți că aici scrie KAMD64. Da? O să dau F3. Am scris că am de 64 și ăsta este primul build, este din ianuarie, de pe data de 19, deci este recent. Astăzi suntem pe 21, build-ul a fost compilat acum 2 zile. Clic aici și o să înceapă procedura de download. Are 500 de mega, dar nu vă lăsați păcăliți, nu este atât de mic, este mai mare. Are vreo 4 giga, o să vă arăt imediat, dar hai să ne întoarcem pe pagina precedentă și să vedem instrucțiunile, pentru că mai sunt câteva chestii importante. 7-Zip ca să puteți dezarhiva imaginea și Win32 Image Writer este un program care vă ajută să scrieți această imagine pe stick. Și că tot vorbim de stick, odată ce scrieți imaginea pe stick, stickul va fi folosit ca mediu de boot și va păstra setările și modificările pe care le faceți voi la Chromium OS, își ține modificările pe stick. Dacă aveți un stick lent, degeaba puneți Chromium OS pe el pentru că va fi lent și o să aveți lag. Discutăm despre asta imediat. Hai să descărcăm Win32 Image Writer. Butonul de download aici sau linkul de download este așa ascuns printre alte linkuri. Ăsta e linkul de download. Mergeți pe el și aveți un buton verde mare, clic pe download și începe descărcare. După ce l-ați descărcat, puneți-l pe desktop lângă imagine și imaginea puneți-o pe desktop și acest Win32 Image Writer ca să vă fie aproape. Puneți stick-ul în calculator, să n-aveți date pe el pentru că se șterge tot de pe stick. Dacă aveți date pe stick, faceți backup, altfel le pierdeți. Când se va scrie imaginea de Chromium OS pe stick, se va șterge stick-ul complet. Ok, ăsta este programelul, asta este imaginea, 4GB 33, o imagine destul de mare, dar avem un stick de 8 GB, deci nu ar trebui să fie probleme. Dublu click pe programelul ăsta, simplu și banal, și aici trebuie să alegem imaginea. Deocamdată nu putem să activăm niciunul din butoanele astea pentru că n-am selectat imaginea și n-am selectat nici device-ul. Mergem aici și selectăm device-ul. În cazul meu este J, la voi poate fi orice altă literă. Dacă aveți mai multe stick-uri conectate la calculator sau hard-uri externe, dați-le afară. Să rămână doar stick-ul pe care vreți să scrieți imaginea de Chromium OS. Acum dați click aici, selectați imaginea pentru Win32 Disk Imager, am selectat-o și eu și tot ce trebuie să mai fac este să dau click pe butonul de write. Și vă spun încă o dată, verificați stick-ul să n-aveți date pe el, că pierdeți tot. Eu n-am date pe stick, stick-ul meu este gol, așa că o să dau click pe write.
Și mă întreabă pentru ultima dată, writing to a physical device may corrupt the device. Formularea e un pic ciudată, nu va corupe stick-ul în sine, va corupe datele de pe stick. Așa că mare atenție, I'll show you how to continue, eu sunt sigur, voi mai verificați încă o dată. Yes. Și începe procedura de scriere, o să vedeți cu 2 mega pe secundă, cu 3 mega pe secundă, cu 4 mega pe secundă. Astea sunt vitezele pentru stick-ul meu. Dacă aveți un stick mai rapid, cu siguranță va scrie mai repede. Stick-ul meu e o răpciugă de stick USB 2.0 luat de Black Friday cu 20 de lei, când stick-urile erau destul de scumpe. După ce se termină procesul de scriere, scoateți stick-ul și butați de pe laptop. Și am revenit de pe laptop, scuze pentru calitatea imaginii, dar ăsta nu e un laptop pe nou IPS Full HD, e un Tien amărât HD care e vai de mama lui. În cazul meu, că am un laptop Acer, pentru a buta de pe stick, voi apăsa tasta F2. La voi poate fi diferită. Nota bene, dacă laptopul vostru a venit cu Windows 8, 8.1 sau 10 și are Secure Boot activat, acesta trebuie dezactivat și activat Legacy Boot. La mine deja e dezactivat, deci nu mai trebuie să fac nicio setare. O să pornesc laptopul și o să apăs F12 la boot. Stai să mai focusez eu un pic și să și se vadă ceva pe ecran și durează câteva minute prima încărcare. Ăsta este logo-ul Chromium OS. Nu știu dacă îl puteți vedea. Mamă, deci cât de greu focusează. Este un ecran atât de pro și glossy, care reflectă atât de mult, pe bune. Nu știu de ce ecranele ieftine sunt glossy. Acum văd că se vede bine. Ok, ăsta e logo-ul Chromium. O să mai vreze câteva minute până butează, dar în final o să buteze. Welcome! Am ajuns la meniul de setare. Aici puteți pune limba, puteți alege limba română. Eu o să las în limba engleză. Click pe Let's Go. Iarăși m-am așteptat puțin pentru că stick-ul este lent. Nu este vina laptopului. Aici ne pune să ne alegem o rețea wireless. Hai să aleg și eu rețeaua mea. S-a conectat la Wi-Fi și acum trebuie să ne punem un cont de Google sau, că nu suntem pe Windows 10, putem să dăm click pe Browse as Guest. În câteva secunde vom fi întâmpinați de browserul Chrome, care funcționează. Uitați-vă, your browsing is guest. Mergem pe google.ro și uitați-vă, suntem pe Google. Dacă dăm X, ne-am întors la desktop-ul de guest. O să dau aici și o să dau exit guest ca să ies din modul guest. Și revenim la promptul în care trebuie să ne punem contul de Google. Vă puneți un cont de Google și vi se importă setările, extensiile, bookmark-urile, istoricul, parolele, tot. Ca la Google Chrome. Dar acum nu o să pun un cont de Google, că practic o să vedeți același browser Chromium, nimic diferit. Haideți să vă arăt pe final și cum se instalează acest Chromium OS direct pe hard disk, pentru că e foarte simplu. Trebuie să intrați în terminal și ca să intrați în terminal trebuie să fiți la meniul ăsta. Meniul ăsta cu sign into your Chromebook și toate nebunile astea. Să fiți la meniul de login, să zicem așa. Ctrl Alt F2 și în momentul de față sunteți în terminal. În terminal, ia să mă asigur eu că voi o să vedeți pe ecran. Nu știu cât o să vedeți voi pe ecran. O să încerc să și explic foarte bine. Utilizatorul cu drepturi de administrator, superutilizatorul, se numește Kronos. Deci o să scriem aici Kronos la login și imediat trebuie să avem drepturi de superutilizator. Sper că am scris corect. După care trebuie să vedem ce discuri avem atașate laptopului, interne sau externe, stick-uri sau hard-uri sau SSD-uri. Păi, pentru asta trebuie să scriem comanda LSBLK. Și văd eu două discuri aici, SDA, care este discul din laptop, este hard-discul, și SDB, care este stick-ul. Cum mi-am dat seama? Păi foarte simplu. Eu știu că hard-ul din laptop nu are undeva la 300 de giga, deci este SDA și SDB este stick-ul. Încă ceva, cum am spus și la stick, hard-ul se șterge complet. Ca să instalăm, foarte simplu, o să scriem o comandă. Oricum, comanda va fi și în descriere, dar ideea este să o vedeți și scrisă pe video. Începe cu /usr/sbin/chrome-os-install spațiu, două minusuri unul după altul, DST de la destination și aici vom alege hard disk-ul intern al laptopului care este /dev/, în cazul meu, SDA. Vedeți aici? SDA, da? SDA. Și enter. Ce mesaje prietenoase interesante. We trust that you have received the usual lecture from the local system administrator. Pe scurt, vrea să ne spună că va șterge tot de pe hard disk. This will erase all data. Dați yes și evident va începe procesul de copiere pe hard disk. Va dura în jurul a jumătate de oră în funcție de cât de rapid este stick-ul vostru, dar după jumătate de oră ar trebui să buteze direct în Chrome OS. Va trebui să refaceți setup-ul, să puneți din nou rețeaua wireless, să puneți din nou contul de Google și apoi sunteți în browserul Chromium, puteți să faceți cam tot ce faceți în Google Chrome pe Windows. Cam ăsta a fost și tutorialul video de astăzi. Sper că vi s-a părut interesant. Nu e nimic complicat, sincer. Sunt câteva comenzi și dacă sunteți atenți și nu pierdeți date, toate sunt bune și frumoase.
Dacă aveți probleme cu vreun device, nu știu, nu vă merge placa wireless sau nu vă merge placa de sunet, mergeți pe site la Arnold the Bats și acolo găsiți și alte build-uri speciale care s-ar putea să includă driverele voastre. Dacă nu includ, puteți pur și simplu să lăsați un comentariu, este o secțiune de comentarii acolo și el va răspunde în momentul în care are timp. Am văzut că oamenii întreabă și de obicei încearcă să le rezolve problemele specifice, ceea ce este foarte bine. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like, mă ajută foarte, foarte mult, mai mult decât ați crede. Un share, poate aveți vreun prieten care are un laptop sau un calculator mai vechi și vrea să folosească acest sistem de operare, și dacă sunteți noi și mă vedeți pentru prima dată, să-mi dați și un subscribe și să apăsați și clopoțelul pentru că veți fi notificați când mai postez. Eu încerc să postez cât de des pot și să aduc în fiecare zi când postez lucruri interesante. Eu am fost Mihail, voi ați fost în Pisieria, vă mulțumesc pentru vizionare, la revedere, să aveți o zi frumoasă!